clientul potențial poate să beneficieze de 200 experiență am, sunt, am fost, să zic, monitorizată de alții. Și ce ai făcut până acum pentru campanie? Pentru campanie? Blog. Blog. Un blog în care? Mă prezint pe mine. Okay. Și realizările mele. Care e publicul țintă? Un soi de blog personal. De unde vin conturile? De la Uniunea Europeană. Deci, poziționarea... Deci, eu sunt o persoană care mă branduiesc pe mine. Absolut, branding personal. Așa. Expertiza mea, care este recunoscută de, și de alții, există informații pe site-ul despre mine, diverse, în mass media, și le-am luat o campanie. Mă ajutați? Campanie ce fel? Ce... Ok. Care e concurența ta? Care e concurența? Evident, teoretic, maximă, realitate, nu se prea înghesă bine. Publicul ție... Nu, nu. Cine face ce faci și tu? Haideți să încercăm să sunt fim... relativ mulți în București, nu vreau să mă adresez neapărat bucureștenilor. Targetul meu poate să fie și în alte zone unde mai am colaboratori și relații. Ok. Ok, cum prima idee pe care o am vis-a-vis, dacă dumneavoastră vreți o campanie punctuală, atunci sunteți în postura de client și, cum spunea Tudor mai devreme, vreți să știți cum să fac lucrurile sau vreți să ne contractați ca să vă facem lucrurile? Adică există două variante. Am înțeles. Na, acum nu știu cum să abordăm problema asta, dar dacă să zicem că dumneavoastră... Tu, ok, am înțeles. Okay. Okay. Expert este că trebuie să facem și un parteneriat, deci este și varianta 3, da? Să zicem în lui, și că am făcut mai departe. Ok. Da, în primul și în primul rând ar trebui să îți structurezi foarte clar și să prezinți foarte structurat în forma unui brief ceea ce vrei să faci, pentru ca să putem să venim cu know-how și cu plus valoarea, în sensul în care ar trebui să identificăm ceva mai clar care sunt obiectivele pe care campania sau pe care dorești să le atingi. Plus de asta, ar trebui să identifici care este grupul țintă pe care ți-l dorești, independent de piața caldă pe care dorești tu să o atingi prin relațiile personale. Vorbim aici de piața rece și din piața rece, care este profilul ideal al consumatorului pentru tine, în sensul în care ar trebui să identifici acele persoane care au business-uri, care vor să-și dezvolte afaceri, care sunt la startup-uri sau știu eu ce profil de client e mai potrivit pentru tine. O secundă, aș vrea să-ți păstrez întrebările la sfârșit ca să pot să dau feedback-ul complet. După care, după ce te concentrezi asupra elementelor principale, vreau să stabilești obiectivele cuantificabile pe care vrei să le atingi. În sensul următor. Vreau să comunic faptul că eu ofer consultanță pentru credite nerambursabile la 10.000 de oameni și vreau să știe mai exact care sunt serviciile mele 1.000 de oameni sau 2.000 de oameni sau 3.000 de oameni. Lucrul ăsta se poate realiza folosind următoarele arme de marketing și cele care sunt la dispoziția ta, pe lângă Search Engine Optimization, sunt și armele de care am discutat aici. Pay-per-click advertising în AdWords pe rețeaua contextuală, pe rețeaua de căutare, totodată bannere și display advertising în rețeaua de plasament și site-ul partenere Google, plus Facebook, partea de social media și acolo avem Facebook Ads, după care avem și LinkedIn Ads, chiar dacă nu-i targetabil pe România prin conținut să poate oarecum poziționa ca campanie pe România, dacă limba este română, atunci practic eliminăm ceilalți care nu sunt vorbitori de română.
Mergând mai departe, avem High Five cu e-target, rețea contextuală, plus stand-alone High Five, Argo Context, care poate să-ți furnizeze o serie de, vă furnizeze media. PR-ul online e totodată o alternativă prin comunicate de presă, care sunt distribuite gratuit și mai puțin gratuit la un anumit interval de timp. Vă recomand un editor care să vă scrie toate materialele ce înseamnă comunicate de presă în format cât mai oficial și cât mai formal. Plus, vă recomand dezvoltarea de articole pe blog care să fie în concordanță cu politica de long tail keyword development pe care probabil o aveți. Este un cuvânt foarte complex, dar reprezintă dezvoltarea conținutului site-ului dumneavoastră prin optimizarea paginilor, articolelor viitoare cu conținut pe cuvinte cheie de forma long tail, care sunt exacte, precise, dar n-au o căutare foarte, n-au un volum de căutare foarte mare. Cred că am trecut prin toate. O politică de link building bună și să încercați să vă fidelizați potențialii clienți prin informații repetate pe domeniu și din domeniu. Ok, cam atât am avut eu. Mersi tare mult. Poți, fiind să precizăm acum sau mai târziu, obiectivele astea, te-am discutat și după. Ce te-aș sugera eu? Deci, publicul tău țint ar fi oameni care și-au făcut o afacere și au nevoie de o finanțare? Ok. Există o emisiune numită Antreprenor la The Money Channel TV. Care eu ți-aș recomanda să ai totuși o discuție cu Luiza Gereat, care se ocupă de emisiunea respectivă. Apoi pot să zic că există un grup de discuții numit Antreprenor, pe care eu îl gestionez, are vreo 1000 de oameni, și care ar fi interesat de un anunț non-comercial și care se aduce pe niște beneficii. Apoi pot să spun că există Credis Entrepreneur Institute, există o Academia Credis, care face niște cursuri de antreprenoriat. La acele cursuri de antreprenoriat sunt oameni care învață cum să-și lanseze o afacere. Cred că acei oameni ar fi interesați de posibilitățile lor de finanțare în România și sugestia mea ar fi să dai un search la Google în România după Credis Entrepreneur și să vezi despre acest program. Apoi, legat de promovare. Cred că ți-ar prinde bine să te promovezi pe LinkedIn, care e o rețea de business și dacă găsești antreprenori, șansele mari să găsești un antreprenor sunt pe LinkedIn. Apoi o altă rețea socială pe care ți-aș recomanda să te promovezi ar fi Xing. Să-ți faci un cont pe Xing, X-I-N-G, așa? Și să te promovezi și acolo. Facebook ar fi o variantă a doua, mai puțin recomandată decât Xing. Dacă poți cumva să targetezi antreprenorii pe Facebook și reușești să faci asta cu succes, e o rețea bună. Dacă ai probleme și adaugi la întâmplare cu oricine, s-ar putea să nu fie o soluție atât de bună. Ok. Cred că ai avea nevoie pentru rezultate instant de o campanie AdWords, de care eu nu mă ocup, și pentru rezultate pe termen lung, ai avea nevoie de o campanie SEO. Ok. Ce te-ar fi util? Eu nu știu. Zi-mi exact despre ce scrii tu pe site și pe blog. Diverse secții. Nu, zi-mi așa, în general. Deci, în general, vinzi produsele? Nu, deocamdată nu. Deci, efectiv, ai un site pe care nu-ți vinzi produsele? Da, efectiv m-am prezentat pe mine, dacă vrei să îți imaginezi chestia. Da, e un fel de CV, am înțeles. Ok, o descriere, nu știu ce. Bun. Și pe blog? Informații economice. Eu ce înseamnă informații economice? Absolut noutăți, care ar putea să fie de interes. Da. Le scrii tu sau le iei în altă parte? Eu le scriu. Și de unde? Înseamnă așa, tu faci, ai un blog pe care pui știri care nu există în altă parte? Hai să zicem, în momentul de informațiile analizate, deci analiza mea aparține. Informațiile, să zicem, sursele, da? Poate deci fi informații oficiale pe care le comentez din punctul meu de vedere și le dau, să zicem, ceea ce domnul mă interesează. E un lucru foarte bun ce faci,
mult mai mult decât ar fi să preiei pur și simplu știri. Pe de altă parte, ți-aș recomanda ca pe blog sau pe site să ai o secțiune articole, resurse sau să scrii pe canal pe blog în care să pui lucruri cu adevărat relevante. Ce spui tu că faci este să iei o știre, dacă am înțeles bine, și să o reanalizezi și să-ți dai cu părerea despre ea. Să dau un exemplu concret. Există informații, da? Informații economice. Cât e PIB-ul, cât e consumul, cât e nu știu ce se întâmplă. Ceea ce fac analiștii, da? În principiu. Dau niște trenduri, analizează. Dau niște perspective. Am făcut și estimări. Deci ce mă aștept? Eu ce intuiesc eu că se întâmplă peste nu știu câți ani. 4-5 ani. Ok. Cam asta. Ok, e un lucru foarte bun. Sugerez să mergi continui cu ce ai început cu lucrul acesta și să promovezi în continuare blogul ca o sursă de conținut relevant pentru cititorii tăi. Dacă ai conținut actualizat constant, dacă postezi constant pe blog, să pui acele conținuturi cu link și mesaj și inclusiv pe rețelele sociale, LinkedIn, Sync și eventual Facebook. Cam astea ar fi sugestiile generale pe care ți le pot face. Ok. Mare și altcineva după idei. Mai multă experiență. Deci, haideți să repetăm puțin problema. E vorba de o companie care oferă finanțare pentru antreprenoriat. Are cineva idei despre cum se poate promova această afacere? Ok, pot să opresc. Ce urmează?